Dragilor, fiți binecuvântați! Mai devreme am pus un video cu câteva gânduri despre intrarea Domnului în Ierusalim și am ales să pun un alt video cu alte câteva gânduri despre această perioadă de pandemie în care trecem. Această perioadă în care Dumnezeu cercetează omenirea, această perioadă în care Dumnezeu bate mai insistent la ușa inimii noastre, spunându-ne că trebuie să fim mai atenți la latura spirituală, mai atenți la familie, mai atenți la noi înșine, la sufletul nostru, la cugetul nostru, la sănătatea noastră. Și vreau să spun câteva lucruri despre ce să facem când ne aflăm în necaz. Cu siguranță mulți dintre dumneavoastră vă întreba ce să fac când în perioada asta de pandemie ne aflăm cu toții, ce atitudine să luăm, ce poziție să luăm și ce să facem când ne aflăm în examen. Gândiți-vă, când erați la școală și venea ora examenului, ziua în care trebuia să dați un examen, trebuia să vă aduceți aminte din ceea ce ați învățat, din ceea ce ați citit și ați studiat, ca să luați o notă bună, o notă de trecere în examenul dumneavoastră. E bine, a venit ziua examenului astăzi. Cu toții prin biserică, cu toții prin casele noastre, am afirmat faptul că noi, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Am văzut și am auzit despre mulți creștini care au început să se clatine în această perioadă de coronavirus, în această perioadă de pandemie. Vreau să vă spun să fiți tari, să mărbărbătați inima, pentru că Dumnezeu este în control. Dumnezeu stă pe tron. Așa cum spune în psalm, că Dumnezeu stătea pe tron pe când cu potopul lui Noe. Și în această perioadă de pandemie, în această perioadă de criză, vă sfătuiesc să rămâneți credincioși lui Dumnezeu. Primul lucru care vreau să vă spun este acesta, că trebuie să acceptăm realitatea. Așa cum la școală acceptam și primeam învățăturile profesorilor, învățăturile pe care ne le dădeau, trebuia să acceptăm și tezele care ni se dădeau, trebuia să acceptăm și examenele și lucrările de control. Dar toate acestea erau cu scop ca să ne verifice nouă cunoștințele de fapt și despre materia respectivă și de a ne ajuta acel examen să trecem în clasa cealaltă. Și, bineînțeles, mi-au aminte cu toții când treceam în cealaltă clasă, eram bucuroși, uitam de toate examenele, uitam de toată truda și ne bucuram de noul început. E bine, acum axați-vă pe ceea ce va fi. Va fi Dumnezeu cu dumneavoastră și este cu dumneavoastră în această stare, în această situație. Mi-aduc aminte, la liceu aveam un profesor, Frâncu se numea, cred că încă trăiește, și totdeauna când venea în clasă să ne predea, el nu ne predea oral, el tot timpul împărțea niște cărți la fiecare elev și lăsa să scrie, pleca profesorul din clasă și ne lăsa să scrie. Bineînțeles că unii scriau, alții nu, vă dați seama cum sunt elevii, mai ales cei din liceu, când scapă de la generală, de la țară sau de la orașe când ajung în liceu. Unii scriau, alții nu, unii ieșeau pe afară, alții ascultau muzică, unii se duceau la țigări. Și bineînțeles că venea și ziua examenului. Dar domnul nostru profesor Frâncu avea aceeași atitudine. Ne dădea examenul și spunea cum scrieți ceea ce a scris din cărțile pe care vi le-am dat. Și bineînțeles că unii aveau ce să scrie, alții nu. E bine, așa și noi acum, atâta timp cât am strâns, cât am adunat spiritual în acele vreme bune, în acele vremuri bune, atât vom culege și vom semăna acum. A venit vremea examenului și trebuie să acceptăm realitatea asta. Un alt lucru care vreau să vă spun este că trebuie să răbdăm și să ne rugăm. Trebuie să răbdăm și să ne rugăm, pentru că aceasta este menirea credinciosului creștinului, să rabde și să se roage. Spune în Romani, în capitolul 12, cu versetul 12,
bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Trebuie să răbdăm încercarea aceasta, pentru așa cum spune Biblia, prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele. Nu veți câștiga nimic, nu veți pierde nimic, de fapt veți pierde dacă nu aveți răbdare. Nu putem adăuga nici măcar un metru, un cot, cum spune Biblia. Ajunge zilei necazului ei, nu vă mai îngrijorați despre ce o să faceți. Îngrijorați-vă dacă sunteți mântuiți, dacă sunteți credincioși, dacă sunteți pe calea cea adevărată a lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru noi și pentru biserica noastră, ne rugăm pentru cei din jurul nostru, pentru familiile noastre, ne rugăm pentru prieteni, ne rugăm pentru România, țara noastră, ne rugăm pentru românii noștri care sunt plecați, ne rugăm pentru întreaga lume, pentru întreaga planetă, pentru că vrem ca, și dorința mea este ca toată planeta să-L urmeze pe Dumnezeu, toată planeta să trăiască în armonia voită de Dumnezeu. Și sincer să fim, cred că și dumneavoastră v-ar plăcea să fim într-o armonie cu toții. Tuturor ne-ar plăcea să nu mai trăim cu teamă, să nu mai trăim cu frică, să nu mai trăim cu invidie, cu ură. De aceea, rugați-vă pentru toți. Rugați-vă pentru voi, pentru cei din jurul dumneavoastră și pentru întreaga planetă. Apoi trebuie să ne bucurăm în nădejdea izbăvirii. Așa cum am citit în Roman 12, bucurați-vă în nădejdea izbăvirii. Vine o zi a izbăvirii. Dacă vă veți uita istoria omenirii, au fost atâtea calamități, atâtea cutremure, cutremure din 7-7, au fost două războaie mondiale în aceia 100 de ani, primul război mondial, al doilea război mondial. Au fost tornade, au fost tsunami, au fost atâtea. Și totuși Dumnezeu a dat izbăvire. Totuși oamenii au ieșit din necaz. Dragilor, bucurați-vă pentru că ziua izbăvirii va veni. Și Dumnezeu are timpul lui și are vremea lui ca să o aducă. Nu putem să nu ne uităm la Iov, care este, după cum spun cei mai mulți oameni și sunt și eu de acord, cel mai încercat om poate de pe planetă. În aceea zi au pierdut animalele, toată averea i-a fost furată. În aceea zi au murit cei 10 copii și a mai rămas el cu nevastă sa. Un om foarte încercat. Și totuși omul acesta a făcut niște lucruri demne de urmat. În primul rând a rămas statornic. Dacă vă veți uita în Iov, în capitolul 2, veți vedea un lucru frumos acolo. Capitolul 2, în versetul 3, Dumnezeu spune așa lui Satan: ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Domnul și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui. Și tu mă îndemni să-l pierd fără pricină, fără scop, fără motiv. Un lucru foarte interesant care mi s-a părut aici, în versetul 3 din capitolul 2, este așa: el se ține tare în neprihănirea lui. Întrebare dumneavoastră, cum vă simțiți, cum vă țineți acum în această perioadă de criză, în neprihănirea dumneavoastră? Sfatul meu pe care l-am din lecția lui Iov este acesta, că să rămânem tari în credință, să nu ne clătinăm credința și să ne întrebăm oare Dumnezeu există la cârma acestei situații, oare Dumnezeu este în barca acestei situații, oare Dumnezeu este cu noi, oare Dumnezeu și-a întors definitiv fața de la noi sau care? Nu. Trebuie să fiți siguri și credincioși lui Dumnezeu că El este la cârma vieții, la cârma acestei situații. Apoi trebuie să rămâneți statornici în neprihănire. Trebuie să rămânem statornici pentru că neprihănirea aceasta
ține de atitudinea noastră. Să nu ne pierdem cumpătul, să nu ne dăm vina pe Dumnezeu, să nu blasfemiem, ci trebuie să rămânem statornici și tari în credință și în neprihănire. Un alt lucru care vreau să le spun acum și încheie imediat, este acesta: să nu dați ascultare celor care vă descurajează. Sunt atâtea opinii pe internet, mai ales la televizor, în care se spune că acest virus va ține o perioadă lungă, până în iunie, iulie, nu se știe. Nu contează până când va ține această perioadă, contează că Dumnezeu este cu noi. Dacă vă aduceți aminte de cei trei prieteni ai lui Daniel în cuptorul cu foc, a contat faptul că Dumnezeu a fost cu ei acolo și a contat faptul că a ieșit. Așa și cu noi. Și noi vom ieși din cuptorul acesta și noi vom ieși din pandemia aceasta, din virusul acesta. De aceea nu acordați atenție celor care vă descurajează. Bizuiți-vă pe Dumnezeu. Iov a fost descurajat de nevasta sa în momentul în care ea a spus: blastă-mă pe Dumnezeu, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Dar ea: blastă-mă pe Dumnezeu și mori. A fost un lucru de care Satana s-a folosit. Dumnezeu a zis lui Satan: îți dau pe mână tot ce are el, numai de el să nu te atingi, în capitolul 1. Lucru interesant este că Satan nu s-a atins de nevasta lui Iov și n-a omorât-o, deși putea. Dar Satan, mi-am dat seama că a avut în plan să se folosească de nevasta lui, a lui Iov. Apoi Satan a început să se folosească chiar și de cei trei prieteni ai lui Iov, care au venit să-l mângâie și să-l încurajeze. De fapt, ei au reușit să facă o descurajare pentru o încurajare. Și la un moment dat, în capitolul 3, veți vedea că Iov, a avut o formă de depresie. Dar totuși el s-a sprijinit pe Domnul și a reușit să iasă biruitor. Vă mai spun un verset din Roman 15 cu versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și de toată pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Dragilor, rămâneți în Dumnezeu și Dumnezeu va rămâne cu dumneavoastră. Bizuiți-vă pe El, pe puterea Lui, pe atotștiința Lui și pe credincioșia Lui, pentru că El ne rămâne credincios în orice vreme. Fiți binecuvântați și alipiți-vă tare de Domnul. Amin.